Elevaște părinți concelebranți, care ospiti, India, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. În această seară celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, însoțiți de Maria și Iosif, de familia din Nazaret. Încheiem anul cu Maria și vom cânta cu Maria în această seară Te Deum pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Vom cânta acest lucru și în noapte, când vom schimba anul. Dar și mâine, Biserica ne-a invitat să o vedem pe Maria, mama noastră, care ne însoțește în tot anul. Așadar, încheiem un an civil cu Maria și familia din Nazaret și vom începe un nou an civil tot cu Maria. Pentru a mijloci de la Sfânta Familie pe care o celebrăm astăzi, sărbătoarea Sfintei Familii, pentru a implora darul milostivirii, al păcii în suflete și între popoare, pentru a celebra cu vrednicie această Sfântă Liturghie de mulțumire, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo. Domnule Deus, Deus, Deus Patru, Domnule, Tu-l-ești păcat.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care ne-ai dat un strălucit exemplu de viață în Sfânta Familie de la Nazaret, dă-ne, te rugăm, harul să trăim în familiile noastre aceleași virtuți și să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veșnică în bucuria casei tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Cel care va ieși din măruntaiele tale, el te va moșteni. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Abraham într-o viziune zicând: Nu te teme, Abraham, eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Abraham a zis: Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da? Căci merg din viață fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Abraham a zis: Iată, tu nu mi-ai dat descendență și de aceea mă va moșteni un servitor al casei mele. Dar iată, cuvântul Domnului a fost către el zicând: Nu te va moșteni acesta, căci cel care va ieși din măruntaiele tale, el te va moșteni. L-a condus afară și i-a zis: Privește spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri. Și i-a spus: Așa va fi descendența ta. El a crezut în Domnul și Domnul i-a considerat aceasta ca dreptate. Domnul a vizitat-o pe Sara, după cum spusese, și a făcut Domnul pentru Sara, după cum spusese. Sara a zămislit și a născut lui Abraham un fiu la bătrânețea lui, la timpul hotărât, așa cum îi spusese Dumnezeu. Abraham i-a pus fiului său, pe care i l-a născut Sara, numele Isaac. Cuvântul Domnului. Dumnezeu și-aduce aminte în totdeauna de alianța sa. Lăudați-l pe Domnul, invocați numele Lui, faceți cunoscute printre popoare faptele sale minunate. Cântați-i psalmi, meditați la toate minunile sale. Lăudați-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Căutați-l pe Domnul și ajutorul Lui, căutați-n totdeauna fața Lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut, de minunile sale și de judecățile gurii sale. Voi, descendenții lui Abraham, slujitorul lui, voi
voi, copiii lui Iacob, aleșii lui. El își aduce aminte întotdeauna de alianța sa, de cuvântul pe care l-a dat pentru 1000 de generații, de alianța pe care a încheiat-o cu Abraham, de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. Credința lui Abraham, a Sarei și a lui Isaac. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, prin credință, Abraham a ascultat atunci când a fost chemat să plece spre un loc pe care avea să-l primească drept moștenire și a plecat fără să știe unde merge. Prin credință și Sara, deși sterilă și trecută de vârstă, a primit puterea de a zămisli un fiu, pentru că l-a considerat demn de încredere pe cel care făcuse promisiunea. De aceea, dintr-un singur om și acela aproape de moarte, s-au născut urmași mulți cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării, care este fără număr. Prin credință, Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac, atunci când a fost pus la încercare, și era să-l jertfească pe singurul născut, el care primise cu bucurie promisiunile, căruia i se spusese, în Isaac va fi numită descendența ta. El credea că Dumnezeu este atât de puternic încât să învie morții, de aceea l-a redobândit ca semn. Cuvântul Domnului. Trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți. Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când s-au împlinit zilele purificării lor după legea lui Moise, părinții lui Iisus l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului, orice prim născut de parte bărbătească să fie numit sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon, și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului.
A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să îndeplinească obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: Acum slobozește-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui Iisus se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit totul după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret, iar copilul creștea și se întărea plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Excelența voastră, preasfințite Petru Ghergel, iubiți confrați, concelebranți din altar, iubiți credincioși, ne aflăm, iată, deja în ultima zi din anul 2017 și, întrucât este duminica din octava Crăciunului, Biserica ne propune și astăzi să medităm asupra misterului întrupării cuvântului veșnic al Tatălui, privindu-l de data aceasta din perspectiva familiei sfinte pe care o alcătuiește alături de Iosif și de Sfânta Fecioară Maria. Este un nou prilej de a răspunde la simplitatea debordantă a lui Dumnezeu, care alege să se facă om asemenea nouă și să se nască în sânul unei familii, prin simplitatea inimilor noastre, prin simplitatea admirației noastre, prin simplitatea recunoștinței noastre și a încercărilor noastre de a imita exemplul sfânt al acestei familii. De fiecare dată când ajungem la sfârșitul unui an și începutul unui an nou, adresăm celor apropiați și primim la rândul nostru urări și dorințe de tot felul, printre care și urarea de a ajunge să ne revedem sănătoși la sfârșitul anului pe care tocmai îl începem. Nu știu unde erați la începutul anului 2016, la sfârșitul anului 2016, însă în ce mă privește, sigur nu aici, la Iași. Și nici nu-mi imaginam vreodată că la sfârșitul anului 2017 voi fi alături de și împreună cu dumneavoastră. De fapt,
Dacă este să-i dăm dreptate celui care se referea la acest adevăr, singurul lucru cert, sigur, din viața noastră, așadar singurul lucru de care suntem siguri că ni se va întâmpla cândva, este moartea. Celelalte sunt probabile. Se vor petrece sau nu? Vor avea loc sau nu? Astfel încât, iubiți frați, încrezători în ceea ce ne asigură Mântuitorul, că nici măcar un fir de păr din capul nostru nu cade fără știrea lui Dumnezeu, avem certitudinea că fiecare sfârșit de an, fiecare început de an, precum și desfășurarea anului zi după zi, cu toate evenimentele sale, bune sau mai puțin bune, se află în grija sa providențială. Drept pentru care vă invit ca acum împreună să-i aducem laudă și mulțumire Domnului pentru tot ceea ce am trăit pe parcursul anului 2017 și s-a întâmplat așadar sub privirea grijulie de Tată iubitor și mult milostiv care este Dumnezeu. Să-i mulțumim Domnului în primul rând pentru Sfânta Familie din Nazaret, pe care o celebrăm în duminica de astăzi, duminica din octava Crăciunului. Să-i mulțumim pentru exemplul stăruitor pe care îl oferă generațiilor întregi de oameni, de fii ai lui Dumnezeu, creștini sau nu. Să-i mulțumim pentru că ne cheamă pe toți să realizăm planul său, proiectul său de viață în comuniune, proiect al cărui prototip, putem spune, sfânt, îl constituie familia din Nazaret, Iisus, Maria și Iosif. Apoi să-i mulțumim Domnului pentru familiile noastre. Fiecare să mulțumească din perspectiva locului pe care îl ocupă în familia sa, indiferent dacă este părinte sau copil, soț sau soție, frate sau soră, bunic sau nepot, cumnat sau cumnată. Să mulțumească fiecare pentru toți ceilalți membri ai familiei, chiar dacă o merită sau nu, ceilalți sunt un semn al binecuvântării din partea lui Dumnezeu. Este adevărat, o binecuvântare căreia fiecare îi corespunde sau nu. Nu-l vom scoate acum vinovat pe Dumnezeu de rateurile noastre, de necorespunderile noastre. Să-i mulțumim apoi pentru familia mai largă a comunității din care facem parte. Să-i mulțumim Domnului pentru preasfințiții noștri episcopi, pentru preasfințitul Petru Gherghel și pentru preasfințitul auxiliar Aurel Percă. Cu grijă părintească veghează drumul nostru către mântuire. Să-i mulțumim apoi Domnului pentru preoții care, în virtutea sfințirii preoțești și conform atribuțiilor încredințate de către preasfințitul, ne ajută și ne îndrumă pașii pe calea mântuirii. Și aici îi amintesc pe părinții vicari, pe veteranii, părintele Cristian și părintele Eugen și mai tânărul părintele Robert. Prin elanul lor tineresc și entuziasmul proaspăt al Sfintei Preoții, îmi sunt colaboratori destoinici în misiunea pastorală încredințată de preasfințitul, începând cu luna august, ca paroh al dumneavoastră. Îi menționez de asemenea pe preoții confesori extraordinari, pe părintele Ieronim și pe părintele Viorel, care cu multă răbdare și dragoste părintească așteaptă în timpul programului și nu numai
să ofere iertarea și împăcarea lui Dumnezeu în sacramentul sfânt al spovezii. Puteți vedea lucrul acesta și acum. Alături de aceștia, colaboratorii direcți, mânuind cu talent arta muzicii sacre, este Părintele Ciprian, căruia îi mulțumim pentru toată dăruirea și efortul pe care le face împreună cu membrii corului mare al catedralei noastre, pentru ca celebrările liturgice să fie animate cât mai frumos și conform normelor liturgice. Să-i mulțumim Domnului pentru toți ceilalți preoți care au diverse misiuni și atribuții în cadrul episcopiei și pe care îi avem adesea în mijlocul nostru la celebrări sau la scaunul de spovadă. Părintele Romeo Neculae și Părintele Cristian Diac de la Cancelarie și Secretariat, Părintele Mihai Budou și Părintele Cristian Farcaș de la Serviciul Administrativ și Economic, Părintele Cornel Cadar și Părintele Adrian Blăjuță de la Redacția Presei Bune și ceilalți preoți de la diverse oficii. Să-i mulțumim Domnului pentru surorile și persoanele consacrate din comunitatea noastră, care prin daul lor generos spus în fiecare zi lui Iisus, care le cheamă, au contribuit la desăvârșirea noastră în iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Aici doresc să menționez pe surorile care slujesc în episcopie și în parohie. Prin munca și efortul lor, prin dăruirea lor, îl slujesc pe Hristos, Marele Preot. De asemenea, țin să menționez aportul deosebit al surorilor Providenței, care în timpul anului scolastic își pun în valoare măestria, pregătind orele de religie sau de cateheză, iar în timpul vacanței își pun la dispoziție experiența lor didactică vastă în campusurile pentru copii și tineri. Alături de aceste surori, le menționăm și mulțumim și celorlalte surori din congregațiile aflate pe teritoriul parohiei, care îl slujesc pe Domnul în persoanele pe care le au în vedere, conform carismei congregației lor. Și aici adaug și mulțumesc și profesoarei de religie, domnișoara Lăcrămioara Boroș, pentru aportul său plin de dăruire și cu semne vădite de vocație pentru misiunea didactică. Să-i mulțumim apoi Domnului pentru preoții și călugării din congregațiile care îmbogățesc prin carisma lor darul slujirii în caritate din comunitatea noastră. Aici menționez pe preoții din congregațiile Don Norione și Don Guanella, iată, îi avem în altar pe trei dintre ei, apoi menționez pe frații din congregația Frații Școlilor Creștine și, cum nu, pe preoții de la seminar și de la Facultatea de Teologie, care îi pregătesc intelectual, pastoral și spiritual pe cei din generațiile noi de preoți și de lucrători din domeniul educațional, social și caritativ. Sigur, nu uităm pe preoții de la Caritas și preoții de la liceul nostru catolic din Iași și nici nu uităm de preoții care acum își desfășoară ministerul sacerdotal în alte parohii. Anteriorul părinte paroh, părintele Benone Lucaci, părintele Alois Fechet și Părintele Iosif Dorcu, care ne bucură cu prezența sa la această sfântă liturghie. Să-i mulțumim Domnului pentru toți credincioșii care, prin disponibilitatea lor, au contribuit la buna desfășurare a activităților noastre parohiale. Să-i mulțumim pentru cei din corul adulților, al tinerilor sau al copiilor, care prin cântare au susținut armonios celebrările liturgice. Și aici se cuvine să subliniem și să mulțumim în mod deosebit domnului Maximilian Husaru pentru dăruirea cu care își împlinește misiunea de dascăl și cântăreț bisericesc,
și să-L felicităm pentru toate realizările obținute alături de tinerii din corul Iuvenes Eclezie. Să-i mulțumim Domnului pentru membrii Consiliului Parohial și pentru feciorii de biserică, pentru persoanele din diversele grupări și asociații sau persoanele care pe cont propriu au slujit într-un fel sau altul și prin aportul lor au făcut ca în comunitatea noastră să se simtă prezența vie a Domnului. Într-un mod deosebit, aș dori să mulțumim acelor persoane care în capela Preasfântului Sacrament au petrecut zi de zi alături de Iisus Euharisticul, rugându-se pentru noi și pentru cei care li s-au încredințat. Să-i mulțumim Domnului pentru toți binefăcătorii, știuți sau neștiuți, pentru toți aceia care prin ofertele lor generoase au contribuit la înfrumusețarea casei Domnului, a catedralei noastre, și au făcut ca diferitele momente celebrative de mare importanță pentru viața comunității noastre parohiale sau pentru viața diecezei să fie la înălțime. Și aici doresc de asemenea să mulțumesc tuturor dumneavoastră care duminică de duminică sau atunci când s-a specificat ați oferit parte din sudoarea frunții dumneavoastră pentru colectele duminicale sau speciale anunțate. Domnul să vă răsplătească și să vă sporească însutit și înmiit darul făcut. Să-i mulțumim Domnului de asemenea pentru bolnavii din comunitatea noastră, care prin suferința lor asumată cu resemnare și credință și prin întărirea pe care au primit-o lună de lună prin Sfintele Sacramente ale Spovezii și Sfintei Împărtășanii, ne-au întărit și pe noi și ne-au fost alături prin comuniunea rugăciunii. Să-i mulțumim Domnului pentru cele 88 de botezuri care au fost celebrate în catedrala noastră. Prin toți acești noi fii ai lui Dumnezeu, a sporit numărul membrilor familiei noastre parohiale și s-a înnoit speranța unui viitor mai bun. Să-i mulțumim de asemenea Domnului pentru cele 72 de cununii oficiate în catedrala noastră, unele dintre ele constituind parte din parohia noastră. Am împărtășit alături de tinerii căsătoriți, de familia și de cei dragi ai lor, bucuria și prospețimea iubirii lui Dumnezeu revărsată asupra lor și asupra comunității noastre. Să-i mulțumim de ce nu Domnului și pentru cei 50 de credincioși care au fost conduși pe ultimul drum în anul acesta, ultimii doi chiar sâmbătă. Întorcându-se în casa Tatălui, sperăm să se bucure de iertare și de somnul cel de veci și să se roage și pentru noi. Dacă din neatenție am omis pe cineva, îl rog să mă ierte și cer Domnului să fie răsplătit cum știe mai bine. De aceea, acum îi aduc personal mulțumire lui Dumnezeu pentru toți și fiecare în parte dintre dumneavoastră, credincioșii prezenți sau absenți, care faceți parte din comunitatea parohială Adormirea Maicii Domnului din Iași. Prezența și participarea dumneavoastră la viața bisericii dă sens slujirii noastre și ne ajută să urmăm cu entuziasm și dăruire chemarea noastră preoțească. Punem pe Sfântul Altar tot acest prinos de mulțumire și o rugăm pe Maica Preasfântă să-l prezinte înaintea tronului ceresc și să mijlocească în continuare pentru noi tot harul și binecuvântarea de care avem nevoie în noul an 2018. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos!
Acelor prea iubiți, în spirit de comuniune cu Sfântul Părinte și întreaga Biserică, cu toți preoții noștri și poporul nostru creștin din întreaga dioceză și spiritul birii și prețuirii față de dumneavoastră care sunteți aici, cum mi-a spus Părintele, împreună vrem să ne mărturisim fiecare în parte și în comun rugăciunea noastră de preamărire, recitând și proclamând programul nostru de fiecare zi, crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut El nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi, conjubilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de dreapta Tatălui, iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, în sărbătoarea Sfintei Familiei și în ultima zi a anului civil, în comuniune vrem să-L rugăm pe Dumnezeu să ocrotească întreaga biserică, familia noastră creștină, să binecuvânteze și să ocrotească țara și poporul nostru și comunitatea noastră. El, Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Fecioare Maria, să fie generos cu răsplata sa față de toți și să ne asiste fără încetare, spunând: Dumnezeule Părinte Ceresc, noi te rugăm! Dăruiește-le fiilor bisericii tale iubire frățească față de toți oamenii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă să domnească înțelegerea și respectul între oameni și între popoare, pentru ca pacea lui Hristos să fie biruitoare în toate inimile. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le părinților înțelepciune și iubire, ca să-și poată crește copiii după voința ta sfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește mângâierea iubirii tale celor străini și pribegi și celor care suferă din cauza dezbinărilor din familie. Te rugăm, ascultă-ne! Ca toți copiii care vin pe lume să fie așteptați și primiți cu bucurie și generozitate. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează viața familiilor din parohia noastră cu exemplul Sfintei Familii din Nazaret. Te rugăm, ascultă-ne! Primește în fericirea veșnică pe răposații familiilor noastre. Te rugăm, ascultă! Dumnezeule Atotputernic, ascultă cu bunătate rugăciunile familiei tale. Ocrotește-o și întărește-o cu harul tău și pentru că se încrede în călăuzirea ta, izbăvește-o de orice rău și revarsă asupra ei tot binele. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa de împăcare și de laudă, rugându-te cu umilință, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioară Născătoare de Dumnezeu și a Sfântului Iosif să statornicești familiile noastre în harul și pacea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru ca în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, întâlnim măririi tale zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. El, întându-se de bunăvoie și spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele. Și binevoiește-a ta pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare. Aștept în speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristos, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
dăruiți-vă pacea. Temelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm! Părinte preîndurător, Tu ne înviorezi cu tainele cerești, dă-ne, te rugăm, harul să imităm mereu exemplul Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acesteia să avem parte alături de ea de fericirea veșnică din ceruri, prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri, iubiți credincioși, puteți lua loc. În noaptea aceasta, începând cu ora 23:50, așadar la ora 12:10, vă așteptăm, cei care puteți, aveți posibilitatea în catedrală aici, la un scurt moment de rugăciune pentru a marca trecerea în noul an. Mâine, luni, 1 ianuarie, este solemnitatea Sfintei Maria, născătoare de Dumnezeu, anul nou. Este sărbătoare de poruncă, prin urmare, programul Sfintelor Liturghii este ca în zi de duminică, la 8, la 9 și un sfert, la 11, la 4 și 6 după amiază. Marți, 2 ianuarie, începem sfințirea caselor, binecuvântarea familiilor, după programul stabilit. Dacă doriți detalii sau să programați eventuale modificări, luați legătura cu preotul repartizat pe sectorul dumneavoastră. Taxele stolare rămân aceleași ca în acest an, cu excepția simbriei, care prin decret episcopal este de 150 de roni. Mulțumim celor care anul acesta, deși au existat multe posibilități, au dirijat prin formularul 230 cei 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, ajutând astfel la susținerea activităților pastorale și social-caritative. Le mulțumim și încurajăm și pe alții să o facă și ei anul viitor. Sâmbătă, 6 ianuarie, este sărbătoarea Epifaniei Domnului. Programul Sfintelor Liturghii, de asemenea, este ca în zi de duminică. La fiecare sfântă liturghie se va sfinți, după cum este obiceiul, apa. Iar duminica viitoare, 7 ianuarie, este sărbătoarea botezului Domnului. După Sfânta Liturghie, în ciuda faptului că în jur este atât asfalt și beton și niciun strop, nicio picătură de zăpadă, sperăm ca plugușorul să ajungă și la noi și să tragă o brazdă, măcar în asfalt, dacă nu în pământ bun. Așadar, primim cu drag, după datină, plugușorul care este pregătit deja. Să aveți în continuare sărbători binecuvântate și un an nou cât mai rodnic, plin de tot harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Frățelor preiubiți, așa cum se obișnuiește și cum ne-a prezentat Părintele Decan și Paroh, vrem să ne amintim că sunt atâtea momente de mulțumire, motive de mulțumire, pentru care, sigur că în această seară am ținut să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii ca act suprem de recunoștință. Acum, la această clipă, ne unim cu toții într-un tedeum, un imn de mulțumire pentru Dumnezeu și pentru toate darurile sale. Cum cântăm împreună cu toți preoții, corul nostru și întreaga biserică, rugându-i pe toți să se unească cu noi la acest imn. Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Toți îngerii ceruri
slujile și toate puterile. Ajută-ne!
Învrednicește-ne să fim numărați printre Sfinții Tăi, în slava Ta cerească. Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în Să binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Binecuvântat ești, Doamne, întăria cerului. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Să ne rugăm, Dumnezeule, nesfârșit de îndurător și infinit de bun, primește milostivirea, mulțumirea pe care poporul tot ce o aduce pentru darurile primite. Te rugăm, stăruitor, să-l faci mereu părtaș de noi daruri și astfel să-l pregătești pentru răsplata viitoare. Prin Hristos, Domnul nostru. În cele roaste, dragi părinți concelebranți, părinte decan și paroc, dragi oaspeți, dragi persoane consacrate și iubiți credincioși, tuturora vă dorim să aveți acea mulțumire că ați încheiat anul cu Dumnezeu și cu Maica Sfântă. Tuturora celor ce sunteți în catedrală sau uniți cu noi, vă dorim să aveți un nou an binecuvântat, cu bucurii și pace. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea cu care continuăm să-L preamărim pe Dumnezeu și să ne exprimăm mereu speranța noastră. Domnul să fie cu voi.
Dumnezeul izvorul și începutul la toată binecuvântarea, să vă dăruiască harul său, să reverse asupra voastră belșugul binecuvântării sale și să vă păstreze sănătoși și să vă ferească de orice primejdie în tot anul. El să vă apere credința de orice rătăcire, să vă dorească speranță nestrămutată, precum și iubire răbdătoare și statornică până la sfârșit. Amin. Domnul să rânduiască în pacea sa zilele și faptele voastre, să vă împlinească rugăciunile aici și pretutindeni, iar la sfârșit să vă dorească harul, să ajungeți cu bine în viața cea veșnică. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.